Cartoful, cunoscut ca și alimentul săracului, s-a scumpit atât de mult în ultimul an, încât a devenit un lux pentru românii cu venituri mici, motiv pentru care autoritățile vor să încurajeze producția internă prin acordarea de ajutoare fermierilor care cultivă cartofi. 200 de euro vor primi pentru fiecare hectar, dar numai în anumite condiții. Conform realitatea.net, România produce acum cu 40% mai puțin cartofi decât în urmă cu 12 ani. În acest context, autoritățile pregătesc un set de ajutoare care să îi încurajeze pe cultivatori și care să ducă la scăderea prețurilor. Fermierii pot primi acum 200 de euro din partea statului pentru fiecare hectar cultivat cu cartofi, însă doar dacă scot cel puțin 16 tone de produse pentru fiecare hectar. Producătorii spun însă că suma este insuficientă având în vedere cheltuielile uriașe cu utilitățile. În condițiile de astăzi, când un hectar de cartofi costă 35.000 de lei, un ajutor de 200 de euro nu este foarte mare. Din păcate, eu nu văd o scădere de preț, dimpotrivă, pentru că, până la urmă, presiunea asupra prețurilor se face pe producători. Întotdeauna, lanțul de intermediar dublează sau chiar triplează prețurile de la prețul de producător. Noi, la ora asta, livrăm la 1,2-1,3 lei, iar pe rafturi, dumneavoastră, consumatorii, cumpărați la 3-4 lei, chiar mai mult, a precizat Romulus Oprea, președintele Federației Naționale a Cartofului. În ultimul an, cartofii s-au scumpit cu aproape 40% și au ajuns să se vândă cu prețuri începând de la 3 lei pe kilogram. Un român consumă în medie 90 de kilograme de cartofi pe an, iar dacă anul trecut cheltuia în medie 180 de lei pentru acest aliment, acum cheltuie cel puțin 315 lei. În prezent, pentru a acoperi costul uriaș, românii ajung să importe tone de cartofi din țări precum Belgia, Franța, Germania, Olanda sau Polonia, relatează realitatea.net.